Vremea urâtă de pe litoral le-a stricat planurile turiștilor de la malul mării, așa că oamenii s-au reorientat rapid. N-au fost scoși la șaurmerii, pe plajă, ci la delfinariu. Salturile delfinilor și energia lor i-au cucerit pe cei mici, care au cântat, au dansat și i-au aplaudat minute în șir la spectacolul oferit în bazinul acoperit. De obicei, în zilele ploioase, este zarvă mare la delfinariu. Ieri, că a fost și ziua copilului, a fost stabilit recordul de spectatori pe 2021. A fost un spectacol special, desfășurat cu casa închisă. E prima oară când vii la delfinariu? Da. Îți plac delfinii? Da. Chiar dacă este prima oară, mi-a plăcut și atunci când i-am văzut la televizor. Ce-ți place cel mai mult? Când sar delfinii. Da. Altceva? Când le dau pește antrenorii. Au fost mai mulți copii ca niciodată, pentru că delfinariul din Constanța a oferit gratis sute de bilete celor mici. Am avut pentru 1 iunie un concurs pe care l-au câștigat 100 și ceva de copii, aproape 200 de copii, ce au beneficiat de acces gratuit la oricare din cele 4 reprezentații ale noastre. Într-o zi normală, la delfinariu sunt doar 3 reprezentații, iar biletul costă 60 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii.